Bun găsit din nou, începe actualul regional, doamne și domnilor, și discutăm pe fondul acestui război Rusia-Ucraina și pe fondul amenințărilor Rusiei, cum că taie gazul către Uniunea Europeană. Pe fondul acesta vedem cum se situează și mai ales care sunt alternativele ca să nu mai depindem de gazul rusesc, atât noi românii, cât și cei din Uniunea Europeană. Pentru că depindem de Rusia cu gazul în procent de 15-20%, Uniunea Europeană într-un procent mai mare, 40%. Se caută soluții declarate deja de către oficialii Uniunii Europene. Vom afla în această seară care sunt soluțiile pentru ca România să aibă producție proprie, să se descurce, să nu mai depindă și în acest context și Uniunea Europeană cum va proceda. Avem doi specialiști care ne vor ajuta să înțelegem acest subiect extrem de important pentru că el face referire în principal la traiul nostru, pentru că atât noi cât și europenii plătim un preț pe energie foarte ridicat tocmai pe fondul acestei crize care s-a declanșat între Rusia și Ucraina pe fondul acestui război care se petrece chiar la granița României. Deci discutăm despre aceste alternative la gazul românesc pentru UE și pentru România. Invitații mei, Ionuț Purica, expert energie, și Dumitru Pârvulescu, liderul Federației Naționale Mine Energie. Bună seara, domnilor, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara. Domnule profesor, cu dumneavoastră vreau să încep. Ionuț Purica a mai fost invitatul nostru actual regional, un expert în energie care ne-a făcut să înțelegem acest fenomen și cum ne situăm noi. Și continuăm oarecum discuția lăsată acum o lună cu niște concluzii, să mergem mai departe și să vedem dacă are România alternative concrete la a nu mai apela la gazul rusesc, în contextul în care Uniunea Europeană deja oficial a dat asigurări că se lucrează în această direcție și că în cel mai scurt timp, practic, paradoxal, să zicem, nu va mai avea nevoie de gazul rusesc. Asta dacă Rusia decide să închidă conducta. Trebuie înțeles un lucru. În primul rând, e o chestiune de context. Noi suntem una din puținele țări din Uniunea Europeană care are rezerve proprii de gaz. Dați-mi voie să fac o scurtă paranteză. În momentul în care ai un domeniu care durează de mult timp și România în 1857 a fost prima țară din lume care a raportat 275 de tone de petrol rafinate, pe la începutul secolului 20 deja începuse exploatarea gazului natural și ca să vedeți cum evoluează lucrurile, cuvântul aragaz în românește, mașina de copt cu gaz, de fapt a fost lansat la începutul secolului 20 de Asociația Româno-Americană, deci ARA, de gaz, și pe mașina de copt respectivă scria aragaz. Când spui, mă duc să fac un Xerox, nu te duci să construiești o mașină de copiat, te duci să faci o copie. Astfel încât o operațiune lansată de un nume propriu de companie devine un substantiv comun, un nume cum este aragazul la noi. Evident, în condițiile date, România a folosit gaz natural în cantități mari. În anii 80 ajunsesem la 40 de miliarde de normal metri cub an. În momentul ăsta folosim vreo 16. Evident, o parte din acest gaz acum este importat din singura sursă pe care o avem de import, se cheamă Federația Rusă. Avem încă rezerve de gaz natural încă în teritoriu și trebuie să... Neexploatat, iertați-mă, neexploatat, ceea ce înseamnă că nu stăm chiar așa bine. Poftim? Avem gaz neexploatat, cred că vă referiți la cel din Marea Neagră, care deocamdată, să zicem... Încă mai sunt rezerve în teritoriu. Avem gaz ca rezervă în Marea Neagră, ca zăcăminte, și sunt zăcămintele offshore, și mai avem și gaz de șist, care la un moment dat a fost oprit de niște motive care nu țineau atât de mult de aspectele economice sau tehnologice,
cât mai curând de niște aspecte legate de percepția opiniei publice. Domnule profesor, mă iertați o secundă, vă rog, pentru că a spus foarte bine ce avem, dar am avut și niște mine care au fost închise, nu știm cum, de ce, dacă e bine sau nu. Vă rog. Deci, din punct de vedere gaz, dacă luăm măsurile necesare pentru a crește producția internă, importul acum e de ordinul 15-20% din exterior. Mai mult decât atât, putem să diversificăm sursele externe prin crearea unui interconector în legarea din conductei Trans-Anatolian Pipeline și Trans-Adriatic Pipeline, care duce gaz din Azerbaijan prin Turcia către Italia, evident, prin Grecia, Albania către Italia. Făcând un interconector cu Bulgaria, avem posibilitatea să avem gaz și din acea sursă. Deci, din punctul ăsta de vedere, pe linie de gaz natural, vorbim pe urmă de alte resurse energetice, suntem cât se poate de bine. Evident însă că trebuie să luăm măsurile și să acționăm pentru a aduce rezervele respective și gazul în sistemul. Păi haideți să vedem împreună și să aflăm ce se întâmplă cu minele pe care noi le-am avut, dacă ele mai produc, dacă sunt și ele o variantă la această alternativă pe care o caută România, chiar dacă nu se spune într-un mod foarte clar, dar pentru că Uniunea Europeană a dat acest semnal și România va adera și va căuta soluții. Și îl întreb pe domnul Dumitru Pârvulescu, liderul Federației Naționale Mine Energie, despre situația minelor din România, a cărbunelui, dacă mai sunt viabile aceste mine, dacă mai produc și pot însemna o alternativă concretă pentru viitor. Înainte de a discuta despre situația energiei pe cărbune în România, eu cred că România a avut și un ghinion care de toate, vis-a-vis de sursele de energie. Vedeți voastră, noi aproape avem echilibrat cele 5 mari resurse, hidro, gaz, cărbune, nuclear și regenerabilă, vânt și solar. Datorită acestui fapt s-a dus o politică, pot să spun draconică, de închidere cu orice preț a energiei pe cărbune. Dacă se face un calcul pe eficiență, vă spun că în momentul de față, cu tot prețul certificatului de carbon, cred că suntem mai eficienți decât cărbune, decât gazul, dacă gazul s-ar lua din piața liberă. Bun. Vis-a-vis de cărbune, exact cum spuneam, începând cu culmea, chiar cu înființarea complexului energetic Oltenia, s-a dus o luptă permanentă de reducere a capacității de energie pe cărbune. Iertați-mă, vă întrerup, știți de ce? Pentru că Federația Națională de Mine și Energie ce a făcut? Cum a pus presiune atunci când ele au fost închise, că nu au fost închise acum și în urmă cu mulți ani? Deci în 2016 am făcut o formă extremă de protest. În jur de 200 de colegi au făcut un marș de la Rovinar la București. Am atras atenția la timpul respectiv pentru că în momentul acela guvernul tehnocrat a dorit să închidă foarte multe capacități de energie pe cărbune brusc. Dacă le închidea, gândiți-vă ce se întâmpla în ianuarie-februarie 2017, când știți bine, a fost iarna aceea destul de cruntă și cărbunele mergeau undeva cu 3.000 de megawatți în bandă. Ar fi făcut România la timpul ăla dacă guvernul tehnocrat închidea și mai aveam disponibile decât 1.500 de megawatți. Asta e prima întrebare. La timpul acela s-a înțeles, dar ulterior s-a continuat politica aceasta de închidere cu orice preț a energiei pe cărbune și revin și spun că România și-a chitat cu vrâș și îndesat față de restul țărilor europene politica de decarbonare. Cu toate că în 2020... Pe bani foarte mulți, să știți. Această politică a fost pe bani foarte mulți. Nu, stați că vă explic. Deci cu toate că în 2020 media europeană trebuia să fie 20% de carbonare față de 1990, România a trecut de 55%. Dar cu ce costuri? Le vedem în prețul energiei, pentru că noi spuneam de la timpul ăla că chiar dacă se face acel program de disponibilizări masive și să nu uităm, la înființarea CEO eram 18.000 de salarii și vorbesc că e strict de complexul energetic Oltenia, pentru că
Aceasta este compania importantă în domeniul cărbunei. Cealaltă, Complexul Energetic Hunedoara, e o companie cu probleme destul de grele, pentru că acolo e minerit de subteran, cu costuri foarte mari, cu muncă foarte grea, cu o posibilitate de închidere nu tocmai brusc, pentru că sunt studii făcute chiar de un institut polonez prin care se spune că nu se pot opri brusc acele mine, pentru că gândiți-vă, se exploatează cuile de peste 150 de ani în Valea Jurii, sunt zeci, sute de kilometri de galerii în zona aceea. Dar revin la Oltenia, pentru că ăsta e actorul principal în piața de energie din România. Acum, s-a dorit acum pentru că în trecut era și complexul de la Hunedoara, era și zona Valea Jiului. Ca să înțelegeți comparația, în vremurile bune, complexul Oltenia livra în jur de 17 teravați oră pe an, iar Hunedoara în jur de 1 teravați oră pe an. Am înțeles. Vom reveni la dumneavoastră, pentru că vreau să mă duc către domnul Purica să discutăm, ca telespectatorii noștri să înțeleagă foarte clar. O altă alternativă ar fi și să ne îndreptăm către America, cel mai mare sau unul dintre cei mai mari producători de gaz natural lichefiat, al cel GNL. Nu este singurul actor America pe această piață, și Qatarul și alte asemenea țări. Poate Uniunea Europeană, pentru că dăm această notă, să spunem, domnule Purica, către Uniunea Europeană și România prin gaz lichefiat venit pe această rută America-Qatar, după care mă întorc sigur la domnul Pârvulescu să vedem despre cărbune în continuare discuția. Vă rog. Trebuie înțeles un lucru. Ca să-l completez pe domnul Pârvulescu, suntem am fost membru în Advisory Group for Energy al Comisiei Europene. Și s-au făcut o serie de strategii în perioada aia la care am contribuit. Una din ele este strategia de securitate energetică, în care recomandarea principală este să existe un portofoliu diferențiat, variat de surse de producție de energie electrică, vorbim acum. Evident, România se găsește pe primul sau al doilea loc din Uniunea Europeană din punctul ăsta de vedere, tocmai pentru că avem o serie întreagă de surse potențiale de tip cărbune nuclear, așa cum spuneați mai devreme. Este foarte clar că ar trebui să nu ne lăsăm duși de curente de opinie care sunt mai mult de tipul modei. În anul ăsta se poartă cravata albastră, anul viitor cravata roșie. În anul ăsta vrem să dezvoltăm eolienele, anul viitor vrem să închidem cărbunii. Dar cam asta a cerut Uniunea Europeană. Din partea Uniunii Europene au venit către România aceste doleanțe, cerințe. În momentul în care domnul Zimmermann spunea anii trecuți să închidem cărbunii, acum dintr-o dată zice, aoleo, stați că nu trebuie să mai închidem cărbunii, că rămânem fără energie. N-ar trebui oare la nivelul nostru să avem, să stăm pe picioarele noastre și să ne facem o strategie care să fie aia în care să avem de toate felurile de surse de energie și, bineînțeles, să calculăm și costurile pe care de securitate energetică. Domnule profesor, poate România astăzi, fiind parte a Uniunii Europene, membră cu drepturi depline, să iasă din acest tipar, din acest joc convenit, comun cu Uniunea Europeană și să spună vrem să avem securitate energetică, deci dăm drumul la tot ce are România. Și a spus dumneavoastră foarte bine ce are aici România, ce capabilități. Comun, pentru că nu există ceea ce se cheamă acquis communautaire în energie în Uniunea Europeană. Germania vrea să-și închidă nuclearul, dar ca să poată să aibă surse dispecerizabile, cum se cheamă, nu cu volatilitate mare, dă drumul la centrale pe cărbune. Franța a anunțat recent că va mai construi reactoare nucleare, pentru că o serie dintre cele care funcționează sunt la sfârșitul vieților tehnologice de funcționare. Italia și-a închis centralele. Spania are niște terminale de gaz natural lichid lichefiat, foarte multe, dar n-are conducte care să lege așa ceva cu rețeaua din Europa și primește gaz din Qatar, din Statele Unite.
Lituania și-a făcut un terminal de gaz natural. Și România? România? România, așa cum spuneam, are de toate și ar fi bine să-și păstreze varietatea portofoliului de generare de energie electrică, să-și dezvolte sursele de gaz, să-și pună la punct rețelele de termoficare la nivel local, astfel încât și evident, în momentul ăsta în care prețul gazului este din Uniunea Europeană, e controlat până la urmă de acel 40% import pe care îl face Gazprom, să nu se lase dusă și jucată de asemenea creșteri și evoluții, ci să-și stabilească la cost plus, evident, prețul gazului, care evident implică și prețul energiei electrice, astfel încât economia română să nu fie, să ajungă să închidă Azomure, să închidă Slatina și așa mai departe. Așa este. Să vedem. Să fie o situație de eficiență energetică care să-i permită să-și crească vânzările. Ar fi de dorit, domnule Puric, ar fi de dorit. Să vedem dacă domnul Pârvulescu cu Federația Națională Mine și Energie poate să dea o garanție, doamnelor și domnilor, astăzi românilor că va funcționa oarecum această industrie care a adus României beneficii și s-ar putea ca pe fondul acestei crize să aducă în continuare. E posibil ca România, sau are România capabilitatea necesară să producă din nou așa cum o făcea? România are posibilități multiple. Din păcate nu am fost lăsat. Și aici vă dau un exemplu simplu al colegilor de la Nuclear Electric. Gândiți-vă că primul grup a intrat în funcțiune în 1996, al doilea în 2007. Deci colegii de acolo, cu producția unui grup și cu investițiile care l-au făcut, în 11 ani au construit al doilea grup. De ce oare, după atâta timp, cu două grupuri în funcțiune, cu profituri destul de substanțiale, nu s-a dorit să se facă al treilea grup, că puteau să-l facă ei. S-a mers cu varianta chinezească, acum cu varianta americană. În paralel, știți foarte bine că în Dobrogea s-au instalat grosul parcurilor de energie eoliană. S-a uitat să facă statul român. A uitat să facă interconectarea zonei respectivă cu restul țării. Deci se tot vorbește de o linie de 400 de kilovolți care să ducă energia din Dobrogea undeva spre zona Brașov de ani de zile. E în proiect și atât. Noi n-am fost în stare să închidem inelul principal de 400 de kilovolți care l-are România în acești 30 de ani. Și unde merge energia produsă în Dobrogea? Aici, ca să fim foarte exacți. Poftim? Unde? Păi o să, dacă urmăriți, o să vedeți o utopie în politica asta energetică a României. Deci urmăriți când bate vântul foarte tare și când merge eolian undeva la 2000-2500. O să vedeți că alea sunt momente în care România exportă energie. De ce exportă? Pentru că energia aceea este subvenționată și nu cu puțin. În momentul în care s-a făcut schema de subvenționare a energiei regenerabile, s-a luat un preț de referință la timpul respectiv de 150-200 de lei pe megawattoră. Întrebarea populației din România ar trebui să fie următoarea. Dom'le, dacă de un an de zile prețurile se peste 1000 de lei, de ce mai plătim certificate verzi? Că nu plătește statul român, plătește populația, firmele din România aceste certificate verzi. Le plătim în continuare, nimeni nu vrea să facă nimic. Din contră, au făcut o șmecherie în legea 220, în sensul că au pus un prag minimal și unul maximal. Și dacă o să urmăreți în ultimii ani, certificatele verzi s-au vândut pe pragul minimal. Da, de tocmai acesta este rolul Federației, domnule președinte Pârvulescu, să pună presiune, să creeze legislație și cred că politicienii ar fi aproape de... Vedeți și dumneavoastră, se pune presiune. Haideți să vă întreb direct altceva. Vă întreb direct altceva. Dincolo de paranteza foarte bine făcută cu eolienele din Dobrogea și restul discuției, credeți că complexul energetic Oltenia, pe care îl lăudați și pe bună dreptate și îl reprezentați, a fost scos din cărți? Și pe ceilați. Și pe ceilați, de acord, că ați pomenit și de Hunedoara. A fost scos din cărți acest complex energetic Oltenia? Puteți afirma acest lucru? Intenționat s-a dorit scoaterea sa
De ce? Pentru că, vedeți, e un întreg proces tehnologic acesta de producere energiei pe cărbune. Și pleacă procesul cu etapa zero, adică cu descoperta. În momentul în care au fost blocate fronturile de lucru de diverse chestiuni, nu le mai aducem aminte acum, și s-au tărăgănat aproape 10 ani hotărârea de guvern de expropriare puterea publică, chestiunea asta a dus la creșterea prețului cărbunelui, prețului pe tonă. Da? Normal că în momentul în care s-a întâmplat acest, bine, nu a crescut foarte mult, a crescut undeva cu 30%. S-a vrut să se demonstreze că această activitate este una ineficientă, după ce, în prealabil, Complexul Energetic Oltenia a făcut investiții în mediu de peste 1 miliard de euro. Mulți bani luați cu un împrumut la băncile din România și de la o bancă japoneză. După care au venit această chestiune în cascadă cu prețul din ce în ce mai mare a certificatului de carbon. În primă fază, o greșeală de management a fost că s-a acoperit această cheltuială cu mii de disponibilizări și cu dreptul și tăierea drepturilor salariale. A văzut ulterior că n-a avut niciun efect, pentru că prețul acesta s-a dus mult peste ceea ce se prognozase acum 7-8 ani. Deci a ajuns undeva anul ăsta și la 95 de euro. Deci, cu alte cuvinte, sunteți optimist că acest complex energetic Oltenia va avea viață în acest context de criză? Și este și o întrebare la care vreau un răspuns, dar și o întrebare retorică. Optimist nu pot să fiu atâta timp cât guvernul, printr-un program de decarbonare, a pus cruce. Spun asta tot amintind și de ani de zile de chestiunea aiurea de tot. Gândiți-vă că noi avem amprentă de carbon la fiecare megawatt, la fiecare kilowatt-oră echivalent, deci totalitatea energiei din România, undeva la 250 de grame. Germania are 400 de grame. Pentru că pe Germania n-aș vrea să fie nici foarte tehnică discuția noastră. Deocamdată vă mulțumesc și revin la dumneavoastră. Mă duc la domnul Purica din nou să intrăm în acest context internațional. Că vă pomeneați la un moment dat de Germania. Da, România, domnule și domnilor, stă bine din acest punct de vedere. Importăm 15-20%, avem resurse. Cei doi specialiști ne-au arătat că putem sta oarecum liniștiți și nu vom suferi decât dacă este vreme rece. Toți specialiștii anunță că dacă este vreme rece, atunci da, cantitatea importată este mult mai mare. Dar a adus domnul Purica în discuție Germania și Germania este cumva prinsă în capcană, domnule Purica, pentru că import undeva la 55%, o cantitate mare. Și în acest context, cu Rusia, nu poate să aibă o luptă contondentă. Și atunci vă întreb, cu o economie, atenția Rusiei, care este sub economia Italiei, cel puțin în 10 ani a scăzut drastic, cu 33%, cum se face acest joc la nivel european, macro, care deja depășește România și lupta se duce acum între restul lumii și Rusia, sigur, care ne poate afecta și pe noi românii. Cum vedeți Germania în acest joc? Germania până acum se găsea într-o poziție avantajată pentru că avea înțelegeri puse la punct cu Rusia, astfel încât gazul rusesc, care era avantajul competitiv al Rusiei în raport cu economia germană, era compensat de exporturile către Rusia de tehnologie avansată pe care o făcea Germania. Evident, în momentul de față, dată fiind situația, dacă vreți, geopolitico-militară și așa mai departe, Germania începe să se reorienteze rapid și se pare că în momentul ăsta Agenția de Energie Internațională de la Paris a deja venit cu o serie de planuri și de măsuri, 10 măsuri de reducere rapidă a dependenței față de energia venită din Federația Rusă. Germania deja își ia măsuri și a început să construiască terminale de gaz natural lichefiat ca să primească direct gaz din Qatar, din Statele Unite. Evident, în condițiile date, este o chestiune de restructurare a modului în care economia germană va funcționa din punct de vedere al disponibilului de energie. Și Norvegia, Algeria, care emit
dă gaz prin Italia, o serie de zăcăminte din Olanda, din nordul Italiei și cam atât în Uniunea Europeană, că alte surse nu mai sunt în momentul ăsta, pentru Germania vorbesc, vor trebui să-și crească cumva producția astfel încât Germania să poată să facă față unor asemenea schimbări. Evident, orice schimbare are niște costuri și lucrul ăsta se va simți în economia germană, dar e foarte clar că e nevoie în perspectivă și pe termen lung sunt avantaje în a schimba dependența și, dacă vreți, vulnerabilitatea în sensul ăsta a economiei, nu numai a Germaniei, în principiu a Europei, de Federația Rusă. Mulțumesc, domnule Purica. Statele Unite au acaparat cumva utilizarea de energie din Uniunea Europeană. Vorbesc de țările de tip Germania și așa mai departe, Italia. Și e foarte clar că au folosit așa ceva, evident, în ultimul an de zile, pentru ca să-și facă ceea ce eu numesc, între ghilimele, pregătirea de artilerie, adică acumularea de fonduri financiare pentru a finanța invazia din, sau acțiunea militară din Ucraina. Ucraina. Mulțumesc, domnule Purica. Mai avem două minute pe care îi le acord domnului Pârvulescu pentru a da un semnal, pentru că cândva, și mă grăbesc să o spun ca să vă folosiți noastră timpul acesta de final, românii au fost seduși și au fost unii pro-mine, alții împotriva zăcămintelor și a scoaterilor, pentru că asta însemna oarecum poluare, pe de altă parte însemna și o siguranță pentru România. Situația acum, în două minute să ne o spuneți, și în viitorul apropiat, adică mâine, poi mâine, ce se întâmplă, cu un semnal pentru români? Păi, în primul rând au fost chestiuni aproximativ false. De ce spun chestiunea asta? Din punct de vedere a condițiilor de mediu, vorbesc de marele producător de energie pe cărbune, Complexul Energetic Oltenia, acesta și-a făcut cu vârf și îndesat aceste investiții. Deci s-au făcut de sulfurări, de noxări, șlam dens, nu mai iese fum. Singura problemă a CO2-ului, dar pun și o întrebare. Vedeți, dumneavoastră, între noi și restul țărilor nu există o perdea prin care nu trece CO2-ul. Gândiți-vă că bulgarii și-au dezvoltat sistemul de energie pe cărbune și în momentul de față au fost ore în care am importat 1400 de megawați în bandă din Bulgaria. Păi noi suntem întreji ca stat. Asta întreb. În contextul în care avem rezerve descoperite de cărbune, avem rezerve extraordinare. Dați-ne avem rezerve... ce înseamnă un procent al rezervelor, să înțelegem, să avem o mărime a lor. Ce înseamnă pentru România? Deci Oltenia are rezerve imediate, cred că de peste 300 de milioane de tone. Care înseamnă 300 de milioane de tone, înseamnă peste 200 de milioane de megawatt oră. Deci peste 200 de teravatt oră. Deci numai în cărbune din Oltenia, care are accesibilitate imediată. De asta spun, haideți să ne folosim ce e de folosit, pentru că dependența asta de importuri a dus la prețurile care sunt acum. Dacă nu aveam dependență, deodată dependența în România trece de 2000 de megawatți în bandă. Deci trece de aproape 25% din consum. E inadmisibil cu resursele care le avem. Această dependență duce la prețurile care sunt. Da. Mulțumesc foarte mult. Doi experți am avut în această seară și am înțeles această situație deloc ușoară și alternativele la gazul rusesc pentru Uniunea Europeană, pentru că am dat și acest context extern, internațional, dar și contextul național legat de România și stăm oarecum pe zăcăminte, pe o bogăție și urmează să facem ceva în sensul acesta și am aflat că avem specialiști care au viziune și trebuie să o aplice cât mai repede. Ionuț Purica, expert energie, și Dumitru Pârvulescu, liderul Federației Naționale Mine Energie. Mulțumesc că au fost alături de mine și am avut amabilitatea de a fi în fața dumneavoastră și dumneavoastră vă mulțumesc. Ne revedem mâine la Actual Regional. Cu bine!